Bună ziua, dragi elevi! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre prima parte a lecției funcția de gradul 1. Am spus prima parte deoarece această lecție e o lecție amplă care necesită însușirea mai multor cunoștințe. În această primă parte vom defini funcția de gradul 1, vom realiza graficul unei astfel de funcții. Vom determina împreună punctele de intersecție cu axele de coordonate, cu axa absciselor și cu axa ordonatelor. Apoi, pe baza acestei noțiuni, vom realiza graficul prin tăieturi, iar apoi vom determina punctul de intersecție al graficelor a două funcții. Așadar, definiția funcției liniare este f definită pe R cu valori în R, f de x egal la x plus b, unde a și b sunt parametrii reali. Cu următoarea observație. Dacă a mic este 0, atunci f de x egal cu b se numește funcție constantă, iar dacă a mic este diferit de 0, obținem funcția ax plus b, adică funcția de gradul întâi. Coeficientul a se numește pantă sau coeficientul unghiular al funcției. Deoarece el ne va da, da, tangenta unghiului pe care o formează graficul funcției cu axa Ox. În continuare, vorbim despre graficul unei funcții liniare, al unei funcții de gradul întâi mai întâi. Graficul unei funcții de gradul 1 este o dreaptă oblică. Graficul acestei funcții este realizat așa cum am învățat anterior și anume considerăm trei valori, două deoarece orice dreaptă trece prin două puncte, iar a treia valoare este de verificare. Cele trei puncte obținute trebuie obligatoriu să fie coliniare, și astfel obținem dreapta din imagine. Așadar, facem tabelul de valori x și f de x, în care, după cum v-am spus, luăm trei valori, 0, 1 și 2, sau orice valori doriți voi, dar în așa fel încât f de x să nu vă dea foarte, ca și valoare foarte mare, deoarece îl veți reprezenta foarte greu în sistemul ortogonal de axe, Calculăm apoi f de 0 este 2 ori 0 plus 1 adică 1, f de 1 este 3 și f de 2 este 5. Așadar, obținem punctele a de coordonate 0 și 1, b de coordonate 1 și 3 și c de coordonate 2 și 5. Reprezentăm aceste trei puncte. A de coordonate 0 și 1, B de coordonate 1 și 3, și C de coordonate 2 și 5. Le unim și astfel obținem dreapta care reprezintă graficul funcției f. Funcției de gradul 1. Deoarece, în următorul exemplu vom reprezenta grafic funcția constantă, al cărei grafic este tot o dreaptă, însă este o dreaptă paralelă cu o x. Deoarece, indiferent ce valori am dat lui x, da? f de x va fi egal cu 3. Așadar, 1, 2 și 3. f de 1 este 3, f de 2 este 3, f de 3 este tot 3. Deci vom avea punctele A de coordonate 1 și 3, B de coordonate 2 și 3, C de coordonate 3 și 3. A, B și C. Obținem astfel dreapta care este paralelă cu OX. punctele de intersecție cu axele de coordonate reprezintă punctele în care graficul funcției de gradul 1 intersectează axa la OX și axa OY. Pentru a afla punctul de intersecție cu axa OX, procedăm astfel. y este 0, deci vom rezolva ecuația AX plus B egal cu 0. Obținem astfel că X egal cu minus B pe A, Evident, A este diferit de 0 deoarece vorbim despre funcția de gradul 1. Așadar, are sens această soluție. Punctul de intersecție cu X va fi P de coordonate minus B pe A și 0. Punctul de intersecție cu Y se află egalând x cu 0, deci Y-ul este F de 0, adică B. În concluzie, punctul M de coordonate 0 și B exemplul următor, trebuie să determinăm punctele de intersecție cu axele de coordonate. Deci ce vom face? Vom scrie graficul intersectat cu OX, Y egal 0, rezultă 2X minus 3 egal 0, adică X este 3 pe 2. Vom avea așadar punctul P sau A sau B, cum doriți să-l notați, A, de exemplu, ca să nu credeți că trebuie să puneți tot timpul P. De coordonate 3 pe 2 și 0. Și graficul intersectat cu OY înseamnă x egal cu 0, adică y este f de 0, adică minus 3. Deci b de coordonate 0 și minus 3. Și am aflat punctul de intersecție cu axa absciselor și respectiv cu axa ordonatelor. Aceste puncte de intersecție ne ajută să realizăm graficul unei funcții de gradul 1 prin tăieturi. Așadar, pentru a realiza graficul unei funcții de gradul 1 prin tăieturi, trebuie să determinăm punctele de intersecție cu axele de coordonate, adică punctul de intersecție cu o X, A și punctul de intersecție cu Y B. În concluzie, în loc de tabelul pe care l-am întocmit anterior, în care luam trei valori la întâmplare din domeniul de definiție, acum vom realiza un tabel de următoarea formă. 0, 0, 0 pe diagonală, adică dacă x e 0, f de 0 e 1 și obținem punctul de intersecție cu o, y, b de coordonate 0 și 1, și dacă f de x e 0, atunci rezolvăm ecuația 2x plus 1 e 0, x egal cu minus 1 pe 2. Și obținem punctul A de coordonate minus 1 pe 2 și 0, adică punctul de intersecție cu o x. Pentru verificare, putem și aici să considerăm al treilea punct. 1 să spunem, f de 1 este 3. Deci vom avea C de coordonate 1 și 3. Ca să fim siguri că am realizat corect graficul. Unim cele trei puncte ABC care trebuie să fie coliniare, că altfel am greșit la calcul și astfel am realizat graficul funcției f. Aceste puncte de intersecție, repet, sunt foarte utile, deoarece în anumite probleme avem nevoie de coordonatele acestor puncte a și b, puncte de intersecție cu axele. Următoarea. Pentru a determina punctul de intersecție al graficelor a două funcții f de x, ax plus b, g de x egal cx plus d, funcții definite pe r cu valori în r, adică graficele lor vor, vor fi. Două drepte, trebuie să rezolvăm sistemul format din ecuațiile celor două funcții: adică sistemul Ax plus b egal cu y și Cx plus d egal cu y. Acest sistem se rezolvă foarte ușor prin substituție. Egalăm. Formulele celor două funcții îl aflăm pe X, înlocuim și îl aflăm pe Y. Soluția sistemului va fi punctul de intersecție al celor două grafice. Dacă graficele vor fi drepte paralele, atunci sistemul nu va avea soluție. Am considerat în continuare un exemplu care să ne ajute să înțelegem această parte teoretică. Și anume, considerând funcțiile f și g, definite pe R cu valori R f de x egal 2x minus 1 și g de x egal cu minus x plus 3, dorim să determinăm punctul de intersecție al graficelor lor. Așadar, vom scrie sistemul 2x minus 1 egal cu y Minus x plus 3 egal cu y. Egalăm prin substituție, deci, expresiile celor două funcții și obținem 3x egal cu 4, adică x egal cu 4 pe 3. Înlocuim într-una dintre ecuațiile inițiale și îl aflăm pe y. Deci Y va fi minus 4 pe 3 plus 3. Am înlocuit în cea de-a doua ecuație, amplificăm cu 3 și ne va da că Y este egal cu 5 pe 3. 9 minus 4 pe 3. Deci vom obține punctul P de coordonate 4 pe 3 și 5 pe 3. Acesta este punctul de intersecție al graficelor. Mulțumesc pentru atenție. Vă doresc numai bine. La revedere!